Campania primăriei de a închide rampele ilegale a avut priză la Timișoreni. Mulțumiri pentru implicare! De toate am găsit aruncate în zeci de locații. Ambalaje, sticle, peturi, resturi alimentare, saltele, piese de mobilier, haine, conserve și multe altele. Dar nu am dat înapoi și împreună am făcut orașul mai curat. Am aplicat soluții care s-au dovedit eficiente conștientizarea camere de supraveghere și amenzi și cu seriozitate mergem înainte, mai avem de lucru. Luăm în considerare toate opiniile și sunt încrezător că vom reuși să închidem rând pe rând toate rampele. Recent pe strada a retezat un spațiu unde mai bine de 10 ani erau aruncate gunoaie, a fost transformat în loc de socializare pentru comunitate. Iar după iarnă, curățenia de primăvară. Curățăm trotuarele, arterele de circulație, parcurile, zonele verzi, locurile de joacă pentru copii și alte locuri publice. Aplicăm și tratamente care să țină la distanță rozătoarele. Respectăm orașul nostru, transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Latscău.